Neața lumei, astăzi o să răspundem la întrebările voastre din acest minunat Q&A. Avem prima întrebare de la Ecoskin. Ai văzut Attack on Titan 4? Da, îți la zic cu sezonul 4 și super fain. De la Gara. O să mai faci povești din Naruto? Da, săptămâna care vine o să continuăm cu Naruto. Am avut acum alte personaje pentru că m-au prins grav. Da, băgăm și din Naruto. Și o să vină Zero Two. Asta nu v-a așteptat asta. Zamolxis. Când o să joci cu abonații? De obicei la evenimente, cum ar fi URF, să sperăm Blood Moon, place mult eventul ăla. A băgat One for All, dar nu-mi place, nu o să mă joc, deci hei, ne audem când bagă URF-ul. Trion Gamma, care este după părerea ta cel mai underrated anime? Parasite. Parasite e super fain și nu știu de ce nu prea se uită lumea la el, dar e super fain. Și sigur mai îs, Vinland Saga iară, e fain, mie mi-a plăcut. Nu prea văd de ce nu ți-ar plăcea dacă îți place acțiunea. E bătaie, se taia ca ciobani. Răzvan Bobu. Ai văzut vreodată Fairy Tail? Dacă da, care parte ți-a plăcut cel mai mult? Am văzut Fairy Tail de mai multe ori, că n-am putut să-l termin pe tot odată, că era ongoing când m-am apucat de el. Care parte mi-a plăcut cel mai mult când s-a bătut Natsu cu ăia doi Dragon Slayer? Nu mai știu cum îi chema. Era blondul și cu ăla. Unul era cu umbrele și ăla altul nu mai știu cu ce era. Unul era cu lumină și unul cu negură. Voi știți 100% și ziceau ei că ei sunt noua generație, dragoni, că nu știu ce. Ia bătunatul singur. Genial fază. Il Separatio sau Separatio. Care sunt puterile tale preferate din Naruto sau personaje? Plus, de ce îți place acel personaj? Îmi place de Rock Lee cel mai mult pentru că pozitivitate maximă și că n-are genjutsu ninjutsu, dar bate copiii grav. Cosmin, părere solo leveling. Nu m-am uitat la această manga, că din ce am înțeles n-are animu, dar mi-a zis Ciprian despre el că e super fain și tipul are ceva quest de făcut, cum e antrenamentul lui Saitama, cu flotările, genoflexiunile și am zis, bă, hai cu animația aia, că vreau să văd acest, pare super fain. David Ciuclea, părere despre viitorul LOL-ului sau al lui Rito? Nu știu la ce te referi. Sunteți aia care cu că nu mai e LOL-ul ce a fost, că s-a stricat. Nu, s-a stricat cu nimic. LOL-ul e aici să stea, clar. Justin, ce anime mai văzut în ultimul timp? A terminat Jujutsu Kaisen, Mushoku Tensei, nu sunt sigur dacă așa îi zice. Ei, eu am zis bine. Isekai Itara Honki Desu Morzi la Tav. E fain, l-am pus și aceea pe comunitate, dacă vreți să uitați la el. A fost locul 1 Isekai, acum pe iarnă, mi se pare că din iarnă a început. Și pe locul 2 Slime. Și mie Slime îmi place foarte mult. Și când am văzut că ăsta e pe primul loc, zic, mă, ăla trebuie să fie ceva de capul lui dacă e pe primul loc. Și bineînțeles că e făcut de ăia ce-a făcut Shield Hero, Eroul Cauțios, Overlord, ce naiba mai făcut, Saga of Tanya the Evil, nu mai știu cum e cea în Yojo Senki, parcă e cea. Deci numai anime-uri faine, Konosuba, mi se pare că e Kadokawa Studio. E clar. Deci când am văzut acolo la intro ce îmi place la anime-ul ăsta și n-am mai văzut niciodată la un anime, să bagi intro-ul peste anime-ul în timp ce anime-ul continuă. Nu faci alt clip gen de intro, un minut jumate, nu frate, pui muzica, dar mie lași anime-ul. Genial. 1000 IQ, cel 1001 IQ. Super tare. Că nu mai trebuie să stau, sau mai sunt anime-uri la care bag intro-ul pe la minutul 5. Nu pot să mă pun în pat, că nu mai vine să mă ridic după aia să dau skip. Și stau aici pe scaun și mă uit, hai cu intro-ul ăla, să dau skip, să mă pun în pat. Vreau toate intro-urile spaine. Da, e genial anime. Bun, Alexandru Ganea. De unde numele omul cu șapcă și vei face povestea lui Fushiguro din Jujutsu Kaisen? Bă, omul cu șapcă, eu prima dată când am început canalul ăsta, n-aveți cum să știți, mă îndoiesc că mai e cineva din primii 30 de abonați. Aveam atunci Comedy Shorts Rock, că eu voiam să fac clipuri, sketch-uri, știi? Clipurile astea sper. Le-am și făcut și le-am șters după când mi-a schimbat numele la canal. Păi am gândit, bă, dar nu să vreau să fac asta pe vecie. O să vreau să mă și joc, o să vreau să prezint și anime-uri, că mi-e plac mai multe lucruri. Și am să pun ceva nume general, nu șapcă gaming sau, știi, că vreau să mai fac și altceva. Și am pus omul cu șapcă. Eu mereu port șapcă oricum. Când ies în oraș 9 din 10 dăți, am șapcă în cap. Dan, cu 2 de N și N de al mare. 1. Ce se ascunde sub barba aia? Bă, țară, dar fii atent numai pentru tine. Deci cine nu-i Dan, să nu vă uitați. Deci sub barbă, nu știu dacă poți să vezi. Dacă ai apucat să vezi.
Top 3 melodii preferate. NF, Leave Me Alone, Hapsin, Illmind of Hapsin 5 și Eminem Lucky You. Gata, le-am ales. Kawaii Chibi. Topul tău pentru cele mai triste morți din Naruto. Păi, toate. În afară din alea care au fost random și nu le-a păsat nimănui despre Eigen și Nobi aia din războiul mondial. Jiraiya și Minato și Kushina. Ăștia vin la pachet amândoi. Vinil sau Vin L mic L mare. Cum ți-a venit ideea să faci conținut legat de Naruto? Păi m-am uitat, mi-a plăcut, am zis că poate vă place și vouă. Care este personajul tău preferat din Naruto? Al meu e Obito, al meu e Rock Lee. Care este jutsul tău preferat? Al meu e Shadow Clone. Al meu e jutsul ăla de substituție. Deci cu jutsul ăla de substituție poți să bați pe oricine și pe orice. Mi se pare cel mai broken jutsu ever. Ăla și cu Edo Tensei, bineînțeles. Gândește că vine la și îți dă nu știu ce Chidori, nu știu ce Chibaku Tensei, nu știu ce morții săi și tu faci substituție și ți-am lăsat un copăcel mic acolo. De ce picioarele miros urât dacă n-au nas? Pentru că sunt fipte în cur. Și de-aia. De ce morcovii sunt buni pentru vedere dacă n-au ochi? Bă, cred că asta nu știu dacă e vrăjală, s-ar putea să fie vrăjală, abar n-am. De ce? Pe cine preferi, Hashirama sau Madara? Hashirama, clar. Shiki Fujin, te-ai uitat vreodată la Yu Yu Hashuko sau Inuyasha? Dacă nu, se merită să le vezi. Pies, dacă o să le vezi, să faci poveste la niște caractere. M-am uitat când erau pe Animax. Tot ce știu minte e că unul din ele avea urechi de demon, era ceva vulpe și unul trăgea așa cu pistolul. Dar n-avea pistol, trăgea din mână cu chestii. Mi-a plăcut chestia aia, atât mai știu. Mare întrebare aici de la OKS Murari 190. Pau! Bine, uite, un Q&A, ce faci? Bă, dacă vreți să vă puneți OKS în nume, la final sau la început, eu aș fi foarte mândru de noi, pentru că ne-am putea găsi prin comentarii, știi? Când vezi un comentariu la cineva și are OKS, zici, băi, ăsta e de la omul cu șapă, hei, sigur e de treabă. Dani, cu hashtag Dani. Faci video despre cei 7 spadasini ai ceții? Bă, dacă îmi ceri în comentariu la un clip din povești de anime, o să-ți fac. Metallica Rock, de ce nu te muți pe o nouă platformă de streaming, de exemplu Twitch, și să postezi pe YouTube și pe Twitch să faci live? Păi nu știu dacă ai observat, dar eu live fac extrem de foarte des, pentru că n-am timp, programul meu de lucru destul de căcat, că într-o săptămână de dimineață, după aia de după masă, după aia n-am timp. De aceea prefer clipurile. Oricum clipurile sunt fiecare zi. Plus că dacă m-aș muta pe Twitch, cine s-ar uita? Doar eu. Ca și pe YouTube. Iuliana Tonu. Cum te numești? Om cu șapcă. Câți ani ai? 25. Care anime-ul tău preferat? Erased sau The Promised Neverland, locul de acolo? Care este caracterul tău anime preferat? Mă, overall, din toate animeurile, îmi place Rimuru din Slime. Îmi place și Kamaru Nara din Naruto și îmi place Ainz Ul Gon din Overlord. Cam ăștia ar fi top 3 al meu. Call Me Onichan. Motivul pentru care te-ai apucat de LOL. Mi-a plăcut LOL, a fost introdus la LOL ca și majoritatea. Aveam un prieten, zic, bă, hai să ne jucăm ăsta, hai să ne jucăm. Eu aveam un și de PC și un și mai și de internet. Intram pe minutul 13, îmi luam 3 perechi de papuci și nu știu cum câștigam meciurile. Și a zis, bă, ce joc tare, dă-te încolo mie. Cât ți-a luat să înveți să joci ca lumea? Vreo 3 sezoane. 3 sezoane asta numai prin bronz. Ai schimbat programul de stream? N-am avut niciodată program de stream, de obicei în weekend fac și atunci random. Nu te-ai plictisit până acum de LOL? Ba da, că de aia nu prea fac stream cu LOL, că mă satur de el. Vei face un video despre Sunagakure, zice Kazeka Gigara. Despre saturi? Saturi? Sate, bă, țărane, sate. Despre satele din Naruto. O să facem, cred. Roman Al. Ce părere ai de pinguini? Bă, pinguini sunt atât de OP că i-am pus ca emoticoane pentru membri. Dacă vrei să-ți iei membru, poți să vezi chestii înaintea oamenilor care n-au membru. Ăștia-i povestea lui Eren, da. Membrii știu ce zic. Plus că ai acces la pinguini, ceea ce e super tare. Naruto Coltea. Cât de puternic e Naruto acum? Băi, destul de slab, pentru că și-a pierdut vulpea. Nu știu dacă știți, dar vulpea lui Naruto a murit. S-ar putea să ia pe 10 cozi și să-l bage în el. Asta ar fi super tare. Vedem. Adrian 56. Când vei face povestea lui Shin Uchiha? Bă, probabil niciodată. Pineanu Dragoș Ștefan. Care a fost primul tău anime? Cred că Naruto pe Jetix. Dacă nu, Soul Eater pe Animax, unul din ele. Cum ai început să te uiți la foarte multe animeuri, cred? Păi, te uiți la unul, termin, începe altul și tot așa, nu? Și întrebarea 3 n-am înțeles-o, vere. Care e personajele tale din toate animeurile la care te-ai dat până acum?
Vrei să ți număr toate personajele? Narcis Alexandru, ce notă sau procentaj îi dai anime-ului Naruto? O să zic 9 din 10. Mie mi-a plăcut foarte mult și ăla nu-ți dau 10 din 10, care 300 de filere. Da, și filerele sunt faine. Overall 9 din 10 și One Piece 10 din 10. Am zis gata. Duncan, stăpânul focului. Din ce oraș ești? Din Orșova. Care a fost primul tău anime? Am zis asta. Ce faci în viața de zi cu zi? Lucrezi la volane? Felicitări pentru 10k de abonați. Bă, mersi mie, dar mersi vouă că voi v-ați strâns 10.000. Nu v-ați strâns eu cu forța. Paul Ciurumeală sau Ciurumela. De ce castorii nu zboară? Bă, nu știu ce castor ți-ai luat tu, dar al meu dă târcoaie. 100 T tomată. Care este cel mai bun, Minato sau Naruto? Apropo, te susțin până la moarte. Bă, Minato sau Naruto, dar mai bun în ce? Că trebuie să zici în ce, în forță, în viteză, în păr blond, în gacic. Și mai avem ultimul de la Madara. Când te-ai apucat de LOL? În sezonul 4. În 4, da. 100% știu că în sezonul 4. Când te-ai apucat de animeuri, cred că am mai zis asta, când era Naruto pe Jetix, asta nu știu în ce timp era. Că presupun că Pokémon nu se pune, că mă uitam și la Pokémon. Și ăla, cum îl cheamă ăla, cu Abidamaru, mă. Regele Șaman, mă. Gata, l-am pălit, Regele Șaman. Cam astea sunt întrebările, v-am pălit pe toți aici. Cred că ăsta e primul Q&A pe anul ăsta, o să mai facem o dată pe lună. Așa zic mereu, o dată pe lună și mă uit acolo la Q&A, văd că e unul pe an. Că să fă, dai, că să fă, na. Până data viitoare, sper să aveți o zi incredibil de bună. Hashtag ne audem, o căsă nume.